credem sau să zicem în lăuntrul nostru că nu ar fi un text prea potrivit pentru ora de rugăciune. Dar eu vă spun că orice cuvânt din Sfânta Scriptură este cuvântul lui Dumnezeu. Și unul dintre frumoasele, una dintre frumoasele scrieri pe care am ales-o în dimineața aceasta, m-am uitat și în psalm, m-am uitat peste tot, am fost îndemnat din mai multe locuri. Și m-am gândit ce să vă spun dumneavoastră în dimineața aceasta, decât că să ne întărim toți în credința noastră. Să ținem cont de ceea ce ne învață Apostolul Pavel aici, care ne destăinuie taina care ne face să alergăm după Hristos în fiecare zi. El și-a dat viața pentru noi, El ne-a chemat pe nume pe fiecare și vedeți dumneavoastră, făcând o paranteză, vedeți dumneavoastră cum se împlinește cuvântul Domnului Iisus Hristos prin faptul că, dacă citim în Evanghelii, vedem cum lumea de acum, lumea în care trăim noi, este din ce în ce mai stricată, este din ce în ce mai păcătoasă. Vedem lucruri care nici măcar nu ne trece prin minte și auzim lucruri din acestea, cum aleargă lumea într-o mare viteză, într-o mare turație, numai spre rău și numai spre păcate și numai spre rele. Doamne, ai milă de noi! Ferește-ne, Doamne, de lucrurile acestea! Sigur că noi nu o să ajungem niciodată să ridicăm cititul sau să curăm ceva sau să facem lucruri groaznice care de multe ori te pun pe gânduri. Cum e posibil să trăiești pe spinarea unor amărâte de fetițe pe care le duci și eu știu unde le duci și tu te dai că ești mare, trăiești în lux și în aia. Cele mai mari păcate le săvârșesc oamenii și dacă le spui, chiar eu am discutat și zilele acestea cu un vecin de-al meu care m-am bine cu el așa și i-am zis, mă, uite, ar fi bine, uite așa, că dacă m-aș mai pune și eu pe picioare. M-a tot întrebat cum e la noi, cum e, am avut o discuție pe marginea oaselor, că se duc cu hoi de lume și cu hainele și le dă acolo la... Și eu am zis, măi, zic, uite, lumea asta, vezi tu... Da, bă, ce, e ceva normal, păi cum adică, păi ăla se face bine de cancer. Măi, băiatule, zic. Păi atunci Dumnezeu ce rol mai are? Iisus Hristos, ce rol mai are? La cine trebuie să mergem cu toate dorințele noastre și cu toate suferințele noastre, cu toate bucuriile noastre, cu toate fericirile noastre, cu toate necazurile noastre, decât în fața lui Dumnezeu? Ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu? Destul de clar. Zice, în El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogăția Harului Său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere. Dacă îi spui cuiva, uite, Domnul Iisus se iubește și ar vrea să... Lasă-mă, Domnule, că n-am timp de chestiile astea. Și mergând mai departe, i-am zis, păi, Aurele, nu vrei să vii și tu la biserică, să vezi și tu cum e, cum... Dar nu, uite, e așa, e așa, e așa. Dar ce am timp de pierdut acolo, Domnule? Păi, nu am timp de pierdut. Vedeți, oamenii cum se eschivează și cum... Pentru că știți de ce? Și am observat chiar și la frații mei și la surorile mele. Le place să trăiască așa în lumea asta rea și păcătoasă. Iar noi care L-am cunoscut pe Dumnezeu, care am cunoscut dragostea Lui și bunătatea Lui și știm atâtea lucruri pe care Dumnezeu le-a îndeplinit și le îndeplinește în fiecare zi pentru noi, de-aia am și cântat cântarea, totul te adoră în lume. Pentru că El e Cel care ne susține. Am primit un mesaj de la fata soților Poifescu care m-a impresionat extrem de mult. Și spunea așa de frumos Cristinica, roagă-te la Dumnezeu în fiecare zi, pentru că și El în fiecare dimineață, nu, zice, nu uita să te rogi la Dumnezeu în fiecare zi, pentru că și El în fiecare dimineață nu uită să te trezească. Frumos, nu? Cine poate să spună așa ceva? Decât nu ai un copil al lui Dumnezeu.
Nu uita să te rogi lui Dumnezeu în fiecare zi, pentru că nici El nu uită să te trezească în fiecare dimineață. Doamne, frați și surori, pentru mine personal, cu toate emoțiile pe care le am și cu tot țiuitul ăsta fantastic, pentru mine este o mare bucurie că sunt împreună cu dumneavoastră și să doresc să vă mulțumesc pentru faptul că m-ați susținut în rugăciune. De fapt, aceasta este menirea noastră, de-aia ne și numim frați. Ne numim frați pentru că dacă ai un frate, se doare pentru el. Când știi că a pățit ceva, că are un necaz, că are o problemă, imediat sări, e fratele meu. Și să știți că lucrul acesta este dărit chiar din partea lui Dumnezeu. Pentru că dacă ar fi să cercetăm cu deamănuntul ceea ce a spus Domnul Iisus și cu privire la femeia păcătoasă, ce a spus? Cine n-are păcat, să ia piatra și să arunce în ea. Ori în Coran spune cu totul și cu totul altceva. Spune că trebuie să fie ucisă cu pietre. Vedeți dumneavoastră care este diferența cu câtă blândețe tratează Domnul Iisus pe fiecare om în parte, cu câtă dragoste și cu câtă bunătate ne copleșește în fiecare zi și cum ne ferește de relele și de lucrurile care sunt în lumea aceasta. Dumnezeu să fie binecuvântat în viața noastră. Dumnezeu să pătrundă adânc prin Duhul lui Cel Sfânt în inimile noastre și să ne așeze pe o temelie puternică. Să mergem până la capăt, frați și surori, pentru că acesta este țelul nostru. Sigur că de multe ori pregetăm, de multe ori suntem bolnavi, de multe ori ne copleșesc problemele vieții acesteia, de multe ori ești chemat la servici chiar în momentul când trebuie să vii la biserică sau alte lucruri. S-a întâmplat ceva cu un copil de-al tău și trebuie să alergi, trebuie să te duci, trebuie să te zbați. Dar gândul nostru, inima noastră, rămâne legată de Domnul Iisus Hristos, rămâne legată de Dumnezeu. Și Apostolul Pavel ne spune aici, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați în Iisus Hristos după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care l-a dat în prea iubitul Lui. Și în El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său. Care copil al lui Dumnezeu nu apreciază lucrurile acestea? Cum poate să uite cineva bunătatea și dragostea Domnului Iisus Hristos? Cum putem să uităm că suntem atât de trecători de pe pământ, de pe pământul acesta? Nu o să mai continui prea mult, pentru că timpul s-a scurs deja. Mai aveam să vă dau un motiv, dar îl las pentru altă dată. În esență, vreau să vă spun că cel mai important lucru din viața noastră este să ai o relație cu Dumnezeu. Și cum poți să păstrezi o relație cu Dumnezeu? Cum poți? Cheia se află în rugăciune.